Bun găsit, dragi prieteni ai fotbalului, Șep și Oișca încearcă să devină a doua echipă românească ce își asigură calificarea în play-off-ul pentru grupele Conference League din acest sezon, după ce ieri campioana României, Farul, a trecut de Flora Tallinn cu scorul general de 5-0. Șep și încearcă să câștige în Kazakhstan pe terenul lui Oktober. Și ajunge la Șafranco până la urmă, care vrea să scoată. Șafranco șutează din întoarcere în blocajul lui Dmitri Șomco, fundașul capitan al lui Oktober, iar centrarea lui Denis Cebotariu este prea lungă. Rămâne 0-0, din păcate, putem spune noi, pentru că iată, am avut două atacuri foarte bune. Încă o dată, acesta este finalul. Și acum poate fi pericol pentru poarta lui Nițu Samorodov. În general, de lovitură de la colț, o centrare bună, este păcălit. El. Santana către Baitana. Cina scoate Nițui. Excelentă dus faza în acest punct, cel mai intens punct al partidei. Poate că atunci când vor realizatorii transmisiunii găsesc și rămări. Bună preluarea lui Cina, frumos cu piciorul. Lăsmin Matei. Matei scoate pentru Denis Cebotariu. Mai departe Ștefănescu. Alimi își pregătește șutul. 42, deja motive de prelungire nu prea au fost. Să vedem ce se întâmplă aici. Nu prinde mâna. Bolt. Bună presiunea pusă de Șafranco. Dar iată din nou pe Kazahie. Santana. Ce bine a urcat Iașul. Tot el a cerut mingea la colțul careului de 6 metri. Da, această fază. Iată. În careu se demarcă Santana, intră acolo și Cina! Din nou Cosmin Matei, care aruncă această minge în careu, a respins acolo. Iată. Acum! Oh! Nu a respins deloc bine Dimitri Iașin acolo. Metrul este 61, așadar va prinde cel puțin o jumătate de oră în teren Adnan Aganovic. Vine centrarea, să-l vedem întorcându-se pe Șafranco. Se întoarce bine, faza continuă cu avantaj pentru Șepși! Ce șut bun al lui Păun, scoate Pocatilov! Încă o dată cade Șafranco, dar nu cred, părerea mea. Păun arestează mingea lui Andres Dumitrescu și expediază acest șut senzațional. Nu, a căzut singur lui Șafranco, nu l-a întins nimeni. Poate aici, da, este o mână lui Tanjarikov pe Pavel Șafranco și superba execuția lui Nicolae Păun. Au trecut deja 20 de minute din repriza a doua. Vine centrarea lui Ștefănescu! Excelentă centrare! Gol pentru Șepși! Păun pare să fie omul care, ca și la faza de mai devreme, a stat la prima bară și a reușit să plaseze o excelentă lovitură de cap. Minutul este 66 și Șepși conduce aici în Kazakhstan cu 1-0. Excelentă centrare, perfectă centrare, venit excelent la colțul scurt, Păun înscrie primul gol al acestei partide. Ei sunt mai mulți cu siguranță. Când o lovitură de cap, clar, tot el a fost la originea acestei faze, nu cred că a fost corner.